Salut, bine ai venit pe acest canal. Pe aici, suntem pe la căsuță, aproape de căsuță suntem acum. Bine, ce mai facem? Treabă, ceva, nu știu, că cam udeală, că a plouat și cam urât, s-a dus zăpada la noi. Nu numai la voi, că am văzut că eu a zis că și la voi s-a dus zăpada, și la noi. Ia. Și-a dat musa și-a răzut. I-a dat musa și-a răzut, dacă tot a început școala. Ce mai facem și pe aici, acum? Ce mai facem pe aici, așa? Căsuța aici sus. Hai să vedem ce mai facem. Depozitul, depozit. Uite, așa. Pe jos văd că nu-i nic. Mhm. Uite, nu-l ține și nalea asta. Și vezi că e uscat. Da. Nu pe ei zăpadă. Căsuța și avem masa și cu pierna cu masa pe deal atunci. Căsuțu! Ce mai faci? Hai pe terasă alea, știu, care mai e treaba pe aici? Hai și mergem. Uite, și gheață pe jos aici. Pe drum toată gheața, unde ne-am dat cu Sania ieri. Da, s-a luat atât. O medaș cu chietre, cu și șiață încolo. Nu, e șiață maximă. Tu uzi copaci, te vezi, dar scuturile astea. Hăl, eu nu mai scutura, e cap. E cu toată apa. Scândurile sunt tot acolo. Da. Așa o să folosim și la căsuța celălaltă. Da, azi de-ați vezi ceva înăuntru. Nu prea se vede. Să-mi zic că... Pierde. Să vedem cu și ne apucăm prima dată, să vedem și mai reușim să facem pe aici. Normal, ar trebui să facem o masă și o băncuță, dar sunt viațate și de-a fost, nici nu prea ai, nici cui nu mai avem astea de cui. Da, nici cui nu avem și și înghețate și ele tăiate, vai de cap lor. Hai că le desfăcem, nu era problem, dar nu avem cui. Dar nu avem cui ca să facem. Ne-am gândit ca, ca să mergem să facem niște lemne și verzi și uscate. Le tăiem tot acum? Da. Și le aruncăm acolo în stivă? Da. În stivă, tu, Doamne. La depozit. Da. Da, domnule. Nu poți să țin eu, mă doare. Să dăm așa, mă dăm așa pe aici. Lasă-l.
Mai mai tăiat câteva lemne și acolo, așa. Și aici. Mai avem și acolo. Și cărăm pe astea deocamdată, după aceea crăpăm altele, ca să... Ca așa nu stăte tăiete, mai avem și câteva mari, așa să le despărțim, știți, să le punem pe categorii, le ducem acolo, nu o să le facem exact și intre în sobă, că altele poate o să le folosim și în altă parte, chiar dacă sunt mai groase sau mai subțiri, știi? Așa că așezăm, doar noi le așezăm ca să se usuce. Știm că zgunoi aici nu trebuie să mai zăceți voi, trebuie să le luăm, nu o să le lăsăm aici, cu siguranță nu o să le lăsăm, dar tot s-au adunat, că mai venit și alții, știi? Și n-am avut cum să le aducem, adică să cărăm. Și n-ai cum să cari cu mâna, că e cernuș și mai multe aici. Știu că e urât, deci nu mai scrieți în comentarii că e urât, că știm. O să le ducem noi zilele astea, o să le cărăm și pe astea. O să venim cu o căruță, cu ceva și o să le ducem. Nu le mai lăsăm așa. Oricum o roabă le cărăm. Chiar sunt urât, tare aici, nu glum. Nici în pământ să le ierși, că nu e bun pentru sol. Știm noi ce se face. Doar dacă vă uitați împrejur, nu mai sunt. Că doar le-am adunat pe și le-am adus aici, așa. Aici a fost o fel de groapă de gunoi. Așa că le cărăm și pe astea și nu. Hai să cărăm lemnele acum, nu? Le ducem fix unde scândurile cele acolo, și un fel de depozit a făcut de noi acolo și să le așezăm. Nu o să filmăm cum să tăiem numai lemne, ca să vă plictisim cu siguranță. Cine se uită la noi când tăiem o jumătate de oră lemne? Nu se uită nimeni, vă garantăm. Trebuie să filmăm un videoclip ca lumea, cu de toate. Am fost prin jos. Mamă, ne-a înghețat mâlie și se prind. Nu știu. Prima dată acolo ca să le putem așeza. Ce vrei să faci acolo? Ce vrei să faci acolo? Așeză dacă s-a făcut fel de podie, ca nu stai direct pe om. Puțin, așa, o lea acolo. Am venit la drept. Am apucat să le așez aici, nu o să mai cale pe cel de spate, i-a apropiat cu mie aici. Și să le așezăm. De multe ori adus să facem depozitul ăsta, să adunăm lemnul, că o să avem nevoie. Dar nu prea am avut timp. Era înghețat, era urât tare, nici ziua ploua, dar acum dacă putem muri zălea, că vremea însă să facem și chestia. De când ați zis voi să o facem, trebuie să o facem ăla, să trebuie să ținem cont. Așa. Ce mi-l lăsa aici jos? Terminat aproape lemnele astea care le-am carat acum. Uite câte s-au strâns acolo. S-au strâns câteva. Și acolo așa. Și plus că mai avem câteva aici de adus.
3, 4, 5, la, pe la 5 jumate începe ca să începe. Vreo 3 ori, da? În 3 ori noi n-avem ce faci. Nu chiar, vezi, dar ai vreo cât ta și așa? Vreo 5. Da, uite, bine și. Să vă gândiți că 3 ori, vă gândiți că facem o grămadă. Noi în 3 ori de-abia facem jumătate din videoclip. Când noi vrem să facem videoclip ca lumea, să muncim, nu să filmez o oră, două, numai când fac lemn. Nu-i bun așa. Nu, și vedeți acum, voi vedeți în 10 minute, dar noi facem asta de jumătate de ori. Ce jumătate de ori? Vreau câteva ori. Suntem aici de la 3. Uite, ce altfel? Pauturi, da? Două ori. Aha, aici îl trebuie de pe tine. De nu le dai pe tete jos. Dar am început. Leu, l-a stins jos. Leu. Alo, nu ca domnul, eu sunt de valim, tete. Gata și cu lemnul făcut din noi deocamdată. Gata așa un pic să aprind blițul să vadă mai bine. Uite, tot o grămadă. Avem o grămadă acolo. Plus când o să vină așa mai pe aici, așa? Da, și plus în sus, până aproape la acoperiș. Așa, nu mai se pot pliba. De asta trebuie prima dată făcut vârful ușor. Trebuie să vii așa, știi, că prima dată se termini încolo din băgaș, pe urmă să vii așa încolo. Așa, dacă înălțăm sus de tot, nu facem nicio. Uite cum se vede, vine de la șața asta și urât se vede. Da, e întuneric toate. Zici că e fum. Acum ne-am gândit să mergem până la izvor și scoatem apa. Am pune și niște pietre, dar nu-i bun, trebuie să mai scoatem de câteva ore. Da. Și pe urmă trebuie să-i facem așa la casă curgă și pe urmă da, să-i punem pietre. Acum iarnă și na, normal acum s-ar face, că vara știi ca să ai apă. Auzi cum, îți dai seama, dacă avem noi apă, acum apă e vara. Da. Uite și urât se vede de la șața. A, uite așa și atunci spre sat. Nu la becurile să mai băt. Mă ajuns aici la izvoraș. Tu ce faci acolo, mă? Curățe cu facul ăsta. Nu știu, am masă. Ia să vedem. Ia să vedem. După cum se vede, e aproape plin. Deci, fiți atenți. Atâta mai trebuie. Deci, uite, ca să vadă, atâta mai trebuie ca să iasă afară apa. Și cum se vede, nu mai o leacă gheață deasupra. Da. Deci apă, avem, avem bazat apă. Da. Da. Stai? Nu, nu-i dau de fapt. Nu-i dau de fapt. E mare. Cam până aici. Păi cam până acolo s-ar putea și o leacă mai jos. Ăla-i bățul? De sus de cât ai, puțin. Ia, puțin mai sus. Ia vezi. Atât. Deci, atât are. Deci, cât am zis eu. Un metru aproape. Așa, până așa, cam pe aici. Aproape un metru. Da, aproape un metru. Pare, are o fântână 2-3 metri. Da, cum. Hai să începem și noi să scoatem apă de aici. Nu știu, vezi cum a fost gheața și e groasă. Că da, am spart-o eu. Da.
Asta e normal, trebuie să iei. Lasă-le, lasă-le așa. Uite, mulți facem capac, dar capac trebuie să facem din scânduri ceva. Lasă așa, lasă-le pe șele, lasă-le și pe șele, până așa ca să luăm tăiat așa frumos la drept. Normal că-i pun capac, că cadre astea. Când ai și-o capul mai jos, mai bine lăsăm așa. Știm și noi că o să cadă animale aici, știm cât trebuie acoperim. Da, seama, oricum, tu îl acoperim, n-a să-l lăsăm așa, nu? Ușor, ușor, scade și apa de aici. Deghea acum am dat cu vogăleată, cam așa, sub sub udăi aici ala. E, uite, la ceața asta se vede parcă cum așa, nu știu. Se vede urât, rău, tare. Uite, așa se vede peste tăt. Uite, încolo așa nici becul nu se mai vede. Se vede numai o leacă, ca un fel de scântiei. La și ceața. Așa era așa atunci, să lăsați câte o leacă pe deal acolo. Da, e dreata asta atât. E bun tare izvorul ăsta. Da. Neapărat să bei, și o facem noi și de băut, da? Acum la unii trebuie știi dacă facem chirpici, dacă facem de este să avem apă. Acum apa asta era bună pusă într-un butoi, dar sunt gheață. Aia, sunt gheață, n-ai și faci eu. Ce mai ești? Tot mai este aici așa. Uite și urât, vezi de la șeata asta, doamne, și mă enervează. Vezi și tu cât de urât se vede. De, ce să-i facem? Nici nu mai ajunge, trebuie să-l ies în jos. O să ajungă acolo și la apă, și apă tot iese. Aproape câte o jumătate de gărată. Ai grijă. Te duci acolo și ai închior de ce? Uite, apă și apă tot încă mai iese, vezi, nu o poți scoate pe tătă. Și a avut o găleată mai mică, da, o scoatem pe tătă. Da, o scoatem pe tătă, frate. Ba, tu vor, tu vor. Aproape pe tătă. Am rămas o burtă, nu m-am mai poate pleca, că uite. Am rămas. Am intrat cu burtă, n-ai stai și m-am uitat. E adânc, e tare. Uite, și e cum se vede cu mărgi și ele, zic că e un șerp. Ce seti sau cauțoare, ești bătic? Fără să mă împăl la burtă. Dar mușcă ceva de acolo, cred că... Și nu știi ce are el acolo. Uite și văd neîntreagă scuțetul ăsta fix în burtă. Ce? Când m-am lăsat. Yeah, în câteva zile se umpli, ar. Da. Asta în câteva zile la loc. Dar ăsta e zvoare bune aici, puternici. Da. Bun, față de ce era înainte, da. Să-l bun așa. Loc, uite cât am curățat, ești între jur. Am curățat tot aici așa. Gata, mai lăsăm aici ca să mai avem nevoie. Uite, cum e că din șeața asta, nu știu și asta, rău, habar n-am. Nu, se vede becul și ala ca o scântiei, da. În rest, nimic nu se mai vede. Toată leacă și până aici și ala de al. Vedem noi căsuța. Care, din, noi. Care sunt noi, asta am putea să zic. Iepurele. Asta o să fie chiar aici. Este cunoaște, este un băț aici, mai este unul acolo, ia uite. Păsărel. Bătic, care treabă cu ele? Și mai este un băț acolo. Și unul tu acolo și ala de al. Și ar veni căsuța, stați așa ca să mă dau eu aici. Uite așa, până 4, acolo și acolo ceasă. O să facem tot, să vreo 5 metri. 5 pe 4 dacă fi. Nu, 5 pe 3. Pe 3? Prea mare. 5 pe 3. O să facem de aici, o să facem un fel de living. Da, da. Și la bucătăria. Acolo. O să vină pe aici așa o scară. Sus o să vină cameră în pod, facem și un fel de balcon în față ca să stai, că nu poți să intri direct. În cameră trebuie să facem un mini balcon chiar unde începe centura în acoperiș. Așa că trebuie să facem așa, deci 3x5, cam așa, o să facem de vreo cât? Vreo 20 de centimetri sau 30 lățimi. Depinde mărimea la chirpiș. Da, da, 30 în pământ trebuie și adâncimea la beton și 20 în sus, ca să fie de 50 de metri. Da. 50 de metri, da, de 50 de centimetri. Și o să iasă ceva ca lumea. Oricum, dacă cum e dâmburile astea, oricum o să luăm toate moșunoaiele astea. Da. Uite acum ăsta este mare, să le luăm pe toate și să le îndreptăm, nivelăm frumos, uite cum este mare de aici. Vine luat, abia vine știu, luat. Luăm toată iarba o luăm de aici. Tot, așa tot. Mai putem să facem căsuța, să facem din materialele noastre, adică din niște luni, niște pat, tăieți, așa. Cum a făcut tot și pe șeelantă, dar nu. Am văzut că unul, cred că era copilul. Deși ne apucăm de proiect, dacă nu avem materiale sau chestii de astea, deși nu facem cu ce avem. Păi noi putem să facem asta oricum, dar nu o să vă placă vouă, că dacă o să da, hai așa să luăm așa să facem cu ce avem, da? Ce avem? Avem pare și așa cu grinzele și ele, păi gândește că ne trebuie... Nu mă refer la cele, zic așa, de natură.
La asta s-o exprimat, să facem din lut, așa, da, întreagă. Păi da, dar... Dacă o facem asta, nu o să ne aprecieze nimeni, nu o să vadă ce muncă. Așa oricine face o casă de asta, noi vrem să ridicăm o casă ca lumea. A zis că trebuie autorizații de la primărie, dar nu trebuie autorizații, că n-ai grinzi cele mari sau chestii de astea. Ce, da, ce... Oricum o să ne interesăm, nu o să știi. Nu, no, dar... Posibil să n-aibă treabă, dar nu fac casă, păi, cum ar fi că o fac... Păi nu să cerim acordul, bineînțeles că o să vorbim, nu nu știm să facem de capul nostru, o să ne asigurăm înainte. Oricum, pământul e al lui Ionuț, să nu zici da, că pământul, pământul e al lui tot, până acolo așa, și până tocmai în vârful dealul acolo așa e tătaniu. Da, și o să fie nu e nicio problemă. Aici n-ar ce să-mi zică nimeni nic, n-ar ce să-mi facă nimeni nic. Aici avem un amas, faci niște amase mari de cele frumoase. Uh-huh. Aici au un măr, faci și astea niște mieri mari, lungi, da, lunguieți așa, da, și galbeni, nu știu. Super bun, dar oricum, dar fac dar niște mieri mari frumoase. Noi știm schița deja cât vine acoperișul. Da, noi știm, noi ne-am socotit așa cât bine, de cât am... Oricum nu poți să-ți iei material. Avem noi, o, cum zici, și o schiță așa, dar... Dar nu e definitiv, că oricum schița ți-o faci pe loc. Vezi cât mai lierși, cât o să vină exterior la acoperire vreo jumătate de metru sau 40 cm. Deci pe parcurs o să facem chestiile astea, că știm și noi cum să facem. Mai cerem ajutor dacă nu știm ce. Noi deja avem, într-un fel, schița și știm cum o facem. Deci 5, cam așa, și 3. Pod, o să facem cameră în pod 100%, deja ai gândit asta. Să stai frumos la balcon, să vezi tot satul așa. O să fie super tare, eu garantez. O să fie îngrădit pe aici alei din pietre. Deja da, aici a făcut gard tot frumos. Și noi nu renovăm o casă, să zicem că copiem pe Tiberiu și până. Noi, noi o facem construim o casă. Noi construim, deci... O luăm de la zero. În loc să ziceți că copiați, mai bine apreciați. Suntem doi copii care plecăm de la zero și facem niște chestii ca lumea. Nu puteți să ziceți că copiem. E inspirat, da, cu oricine se inspire de la oricine, dar nu o să zicem că îi copiem. Chiar îi apreciem, poate o să le facem și o vizită, că noi nu avem nicio treabă, să zicem că ne certăm cu ei. Dar ce treabă avem cu ei? Noi nu avem nicio treabă cu ei. Să zicem că ne certăm, noi chiar îi apreciem. Nu, noi îi apreciem, nu avem nicio treabă cu ei. Da, să zicem că ne urăm sau chestia asta. Sau așa, să iei ei din noi, că de ce ne-am apucat noi de YouTube sau că de ce facem de este. Nu, dar... Doar ne-am întâlnit cu Tiberiu, nu, să zicem că așa, o să băieți, merge treaba, așa, că da, doar știi de noi. Am mai vorbit și prin mesaje, să ziceți că e necritic, că nu știu, și nu, și chiar apreciază, garantez că apreciază și e chestia asta. Da, că doar și tot de la zero pleca, ca și noi, nu e o problemă. Noi vrem să fie natural, să nu râdim. Bine, că ei chestia asta să vă amuze, că voi, pe voi vă învăța să vă amuzați, știi? Dar da, nu o să facem chestia asta, o să facem treabă, ca asta ne dorim. Treabă, 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 să-i dăm. Nu va avem noi timp să ne... Chiar dacă sunt copii, ar trebui joacă, dar noi vrem să dăm tare, nu? Noi știm să ne coordonăm între noi și știm să facem lucrurile care vedeți, astea sunt doi băieți forță și de asta am ridicat canalul ăsta noi doi. Nu ne-a promovat nimeni, doar noi am muncit și noi am știut cât am tras. Și chiar vă mulțumim de suflet tuturor, vă mulțumim și abonaților tuturor, celor care tuturor, care tuturor. Ne susțineți. Și membrilor le mulțumim. Membrii, nu știu cum o să facem noi cu membrii să rezolvăm chestia asta, că membrii trebuie să ai un fel de beneficiu. Da. Dacă o să facem videoclip separat pentru ei, cu siguranță o să supere mult, că am văzut și la Tiberiu și Cornel, de exemplu, zic. O să supere mult, așa că nu știu cum o să procedăm cu membrii. Și membrii, o variantă să ne ajute foarte, foarte mult. Dacă nu, putem să facem un videoclip și pentru ei și pentru, da, cum îi zice, pentru... Pentru voi. Da, de pentru de voi, ca să fie implicat amândouă. Da, pentru membri, știi? Și pentru membri și pentru voi, ca să nu... Sunteți la egalitate, numai că au un pic avantaj membri, deoarece ei donează și au drept într-un fel. Dar nu facem noi chestia asta pe viitor, nu o să vă zicem acum. Așa că vedem noi ce facem, da? Hai că am vorbit cam mult. Așa că sperăm că v-a plăcut ce am făcut, dar nu prea am făcut cine știe ce să ziceți. Nici nu prea am avut și o foșă fric tare, după cum se vede, o dată și o șiață, doamne, și urât e afară. De noi nu mai vedem nimic prin prejur, vedem o rază de 40-50 de metri, atât, restul nu mai vede nimic aici. Restul nu mai vede nimic. Așa că sper că v-a plăcut, n-a ce să mai zicem, căutăm și noi ceva de treabă să mai facem, chiar ne dorim și noi să facem treabă, dar dacă chiar nu se poate, azi că n-am prins ocazia alea, că ți-o zici că vremea mai frumoasă, nu? Să ne ajute și vremea asta să deie căldurile ca să ne putem apuca de proiectul ăsta și... Putem face tot ce trebuie, oricum trebuie sapat aici așa, pentru fundație și ei, trebuie o grămadă. Da. Este o grămadă de treabă aici. Așa că na, ce să mai spun. Doar noi știm câtă muncă este. Cu siguranță unii dintre voi să înțeleagă și chiar vă mulțumim de suflet că ne apreciați și că ne susțineți acolo și în continuare. Așa că dați un like, nu uitați de follow pe Instagram. Etigan Marian. Și eu sunt Munteanu. Adresa linkul jos în descriere. Nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul, să primiți toate notificările. Cu share acestui video, să aveți o zi frumoasă. Salut.